Eu mărturisesc că am citit cartea asta ca pe un thriller, adică aproape pe neresuflat, aproape fără pauze, pentru că te prinde. Nu există scriitor mare care nu are urechi. Urechi muzicală, aș spune. E un firesc al limbajului absolut fantastic. Dar rusismele, tot nebunia asta, regionalismele, care nu sunt neapărat moldovenești și regiunele, sunt numai de acolo, sunt absolut fantastice. Și în același timp nu te împiedică la lectură, de unde se vede că are justa măsură, are echilibru în asta. Și românii când scriu, bagă engleză la greu, nu? Păi de ce? Adică va deranja că bagă niște rusă. Eu cred că există niște universali. De ce spun asta? Mă gândeam la mica mea experiență din practicile de vară, dar ce-mi povestea colegii, ce am citit la el, am mai citit un roman american tot așa de campus și vezi că nu contează, la un moment dat sunt clar niște universali acolo, nu? Ocazia pentru a bea vine, nu contează că e bucurie, supărare sau plictiseală, dar vine așa, nici nu știi când se prăbușește peste tine. Legăturile întâmplătoare sunt absolut firești. Locman, fiindcă așa este atmosfera cărții. Studenții trăiesc ca într-o baladă rock, ca într-un album de la rock, în care se întâmplă foarte multe chestii, exact cum se întâmplă în cămin. În primul rând, taie bucățile alea foarte vesele și întâmplările alea care nu puteau fi una după alta. Și totul putea să obosească de la narațiunea studențească și socială. Într-al doilea rând, dă mai multă autenticitate romanului și aduce cumva fapte din trecutul personajului principal, din trecutul lui. El nu e doar ce îi se întâmplă aici, nu e doar haios și face chestii. El are o familie care scrie scrisori, el are pe genul care slujesc în Afganistan, care mor și așa mai departe. Deci, în afară de autenticitate, îl face și mai realist și mai viu. Fratele meu l-a citit. În ce nu încă? Ce ți-a zis? Că e foarte fain, dacă sunt nebun. Ce se <spune? laughs> Nu știu, așa a zis el. Mulțumesc. Deci e foarte bine scris.